În cadrul task-ului de aseară, Hatice și Mihai dădeau replici răutăcioase lui Roberto. Ești de aici mai bătut de cum ai intrat. Știi cum e, vii boc și pleci vacă. Nici familia măcar nu apreciază când îi dă un sfat, n-ai văzut? Da, păi, pe alții ce? Educația și creșterea. Fiecare cu ce poate. Adică n-am educație. Păi nu ai. N-am, mă. Zero. Am și educație parentală și de stradă și sportivă. Pe stradă? Nu știu pe care stradă, cred că a fost o stradă. O stradă din Țângașă aia cu interdis. Tu de-aia și ești disperat de un cuplu, că tu chiar vrei să stai până la sfârșit. Tu ești leșinat, tu plângeai când era vorba să ieși afară. Păi afară e frig, aici vine bană, afară e frig, aici, da, de-alea. Bană, măcărica. Ce părere ai de Roberto că s-a dat la 5 fete din casă și n-a făcut niciuna cu niciuna? Ce să zici la nimicuri, frate, n-ai. Mai plângi? Eu? Mhm. Dacă intri iar în cursa de eliminare, mai plângi? Mhm. Dacă îmi vine, da. N-ai, frate, când omul e nimic, e nimic, crede-mă pe mine. Asta că noi, când că noi omul la figurani. Om îi dai un dege, după aia ți-o bagă toată, știi? Da, ți-aș tuletele. Așa sunt oamenii în ziua de azi. Perverși, falși. Și mai avea pretenții să stea o femeie lângă el. Doamne, femeie, toată firea nu o să stea niciodată lângă un așa ceva. A zis că a avut un bărbat lângă el. Și așa n-ai noroc la femei, frate. Măcar la unul să ai. Și măcar un transexual să stea lângă tine. Păi noi chiar avem. Afară, decât ca tine. Doamne. Păi, el nu are ce să zică în afară de chestia asta. Cine a vorbit? Cine? Un nimic. Un nimic, un lingușitor, un pupă în ăla vorbește. Tu nu ești bărbat. Ai realizat ceva la viața ta? Eu? Tu ce ai realizat în viața ta? Eu? Am ridicat tribunul în picioare, am reprezentat România. Am trofei, medalii, tu ce ai? Și acum ce ești? Lingușitor. Acum nu mai poți să mi-aș pus picioare, frate, vrei să te miști? Tu ce ești? Da, nici eu ne-am spus. Da, mai târziu, că acum nu prea avem cum. Urât. Urât. Recunosc. Și mai ales că nici voi n-ați luat atitudine. Fiind în colectivitate, părerea mea îmi pare rău. Îmi pare rău că nu ne-am spus fete să aducă foarte urâte, medalii, indiferent ce tas. 100 de medalii. Foarte urât. Îmi pare rău. Și cupe și toate alea. Pentru orice cât concurs, am orice task, jignirile. Până la vârsta asta. Se găsesc alte modalități, îmi cer scuze. Rușine să vă fie. La amândoi. Sunteți ai mei, dar aici îmi pare rău, jignirile sunt cele mai urâte. Ați procedat urât. Îmi cer scuze. Iar voi, ceilalți, totuși că sunteți într-o competiție, puteați să luați o atitudine. Suntem o familie. O familie aici. Doamna Adina este mătușa, nu? Vrea să intervină în numele mamei lui Roberto. Bună ziua, doamnă! Să înțeleg că ați văzut încă de pe Antena Play momentul. Încă de pe Antena Play. Am emoții, îmi vine să plâng, dar o să fac tot posibilul să mă abțin. Am sunat pentru a spune că este impardonabil ceea ce s-a întâmplat aseară la task. Nu se poate. Roberto, fii tare, ne bucurăm mult și ne-ai făcut mândri de felul în care ai reacționat. Ai dat dovadă că rămâi același băiat elegant în exprimare, așa cum ai fost educat. Și de mamă, și de bunică, și de mine, și de unchiul tău, și de verii tăi, și de toți. Ai fost un copil, un sportiv, ai fost campion național de la 7 ani, ai multe medalii, ai lucrat în echipă, știi ce înseamnă să stai într-un grup de la 5 ani muncești, să te comporți, știi ce să vorbești, știi tot. Mihai, în sport ești învățat să ai atitudine și fair play, dar ceea ce ai demonstrat aseară lasă de dorit. Doamna Livia a vrut să-i transmită lui Roberto un sfat destul de tranșant încă de ieri. Nu mai vorbi de ei deloc, cu nimeni. Păi nu eram cu tine și cu Loredana și cu... ți-a mers buraia ca la... Păi și ce am zis? Am ceva rău atunci? Am zis spre mine ce vreau eu, ce-mi doresc eu. Nu. Da, păi am zis de Mihai, de Hatice, dacă... Nu, nu trebuia nimic. Am zis, fratele, să se supere, așa am dat un exemplu. Nu mai vorbești nimic, am spus. Nu, 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 nu,
făcut. Că sunt sătulă. Nu mai discuți nimic, nu te mai interesează. Dar mă interesează. Deschide cineva discuția, îi spui, domne, hai să schimbăm subiectul și gata. Până acum nu m-am interesat de niciun cuplu, doar că mi-am dat un exemplu de viața de afară. Am dat exemplu pe Dacia. Pe cine vrei să dai exemplu? Pe ceva? Cine? Nu trebuia pe nimeni. Pe cine să dai exemplu? Că eu degeaba vorbesc cu tine. Cunoaște că... nimeni. Doamna Livia-i povestea și Sabrinei că Hatice și Mihai au ceva de împărțit cu Roberto. Joi, când le-a arătat date-ul ăla, au vorbit la date de Roberto. Că e imatur, că e prefăcut, că e nu știu cum. I-a zis lui Roberto să taci, să nu scuți un cuvânt. Și n-a mai zis nimic. Nici eu n-am zis, nici el n-a zis. Deci nu s-a comentat deloc. El trebuie să fie așa cum este, asta e acum. Trebuia să plece Roberto, nu Alex. Că așa zicea și de noi, care ziceau pe aici prin casă că nu suntem, că nu știu ce, că Dima e nu știu cum, că eu sunt nu știu cum. Și ce? Sunt cum sunt și cine mă place, mă place așa cum sunt, punct. Nu putem să placem tuturor și asta e. Da, să vezi ce se răstoarnă tot ăsta spre sfârșit. Îmi imaginez. Aia. Poate nici n-apucă în sfârșit. Poate plecăm. Nici nu se știe. Capricile iubirii. O singură remarcă am de făcut. Ultimele imagini, cele cu sfaturile pe care doamna Livia i le-a dat lui Roberto și discuția pe care doamna Livia a avut-o cu Sabrina, s-a petrecut cu o zi înainte de situația de ieri seară. E corect, da, doamna Livia? Bun. De ce ați simțit nevoia să îi spuneți lui Roberto chiar cu o zi înainte de situația asta despre faptul că n-ar trebui să mai discute, să nu mai intre în polemici cu Mihai și cu Hatice? Pentru că ei îl atacă tot timpul și i-am spus nu zici nimic, lasă-i pe ei să te atace pe tine și tu îți vezi de treaba ta. Dar unde ați auzit chestiunea asta că, sau cine a rostit-o că ar fi trebuit să plece Roberto și nu Alex? Păi Mihai a spus. Mihai a spus? Da. Da, Mihai nu are drept de veto în casa asta. Și până la urmă a spus Roberto și nu trebuia să plece Alex. Telespectatorii au decis altfel. Și nici Mihai, și nici eu, și nici nimeni nu are dreptul să conteste votul telespectatorilor. Și de când l-a votat atunci în gală, de atunci îl înțeapă în permanență, dar în permanență. Eu am tăcut, mi-am văzut de treaba mea, i-am respectat, le-am dat sfaturi bune, cum să se poarte, să nu se mai bage nici ei în alte discuții, în astea. Mihai, de la momentul acela în care Roberto te-a numit pe tine, în gala aceea, de la asta au plecat clinciurile voastre? De la... Nu neapărat, nu. Dar? Atunci. Au fost mai multe și când a fost la petrecere cu ea, când a stat cu ea și a dansat, la un moment dat, după party, m-a făcut fals, au fost mai multe chestii, dar ce a fost el asta? Care fost... s-au adunat, da, pentru că voi păreați a fi ok, adică petrecerea despre care tu îmi vorbești, cea cu Hatice, cea s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Înainte de relația lor chiar. Între timp mi s-a părut că ați fi ok. Dar ei, dacă nu i-ar fi plăcut să danseze, nu dansa cu Roberto. Îi întorcea spatele și își vedea de treaba ei. Dar i-a plăcut și ei să danseze cu Roberto. Doamna Livia, a trecut acela, oameni ceva de atunci. La momentul acela, Hatice era singură și din contră. Între ei părea că nu o să fie niciodată nimic. Eu pot să-l înțeleg pe Mihai că a fost dezamăgit la atunci la nominalizare și
Eu poate m-aș fi simțit la fel, dar nu înțeleg jignirile astea adresate și chiar... Da, n-a fost un comportament ok din partea mea și nici din partea ei. Îmi cer scuze. Fac referire chiar și la familie, ce ține de educație. Corect, sau că e un nimic. Da, da, poate că e un nimic pentru voi, dar pentru familia lui e totul. Și nu e normal, adică chiar vă felicit pentru atitudinea voastră, Roberto Andrei. Eu n-aș putea să fiu așa, cu siguranță eram total altfel, dar reacționam, dar am... Dar ce ai fi făcut? Dacă păi le-aș fi întors vorbele sau le-aș fi spus, sau cu siguranță poate nu și-ar fi permis. E vorba și de voi, cât permiteți să se adreseze. Eu una nu aș fi permis. Dacă Mihai s-a supărat la o glumă și a știut să pună punctul... Și ce dai task-ului, că asta era provocarea. Da, eu înțeleg, dar cum a spus și Andrei, Antonio și ceilalți, și noi am avut task-ul cabinei în care ne-am atacat psihologic, dar nu ne-am jignit. Adică de la asta e o diferență foarte mare. Deci e diferență în a respecta un task și a fi lipsit de empatie. Până la urmă sunteți oameni. Fraților, cu toți aveți un trecut, exact. Cu toți aveți răni. Și tu, Hatice, ai și ai plâns aici și ai suferit când oamenii te-au judecat și au aruncat cu răutăți în tine, iar tu ai făcut același lucru. Poate mai rău, pentru că tu, în momentul în care știi ce înseamnă să fii judecat, să fii jignit, umilit în ultimul hal, poate că ar trebui să te gândești de două ori înainte să dai moneda mai departe. Și mi se pare că voi ceva... doi mă potriviți, frate. Deci, Hatice, aș vrea să întreb ceva. Ai făcut vreodată vreun sport de performanță? Nu, sunt conștient. Când eram mai mică, când eram în România, dar înainte să plec... Ce sport ai făcut? Atletism. Atletism. Și era greu? Până la ce performanță ai ajuns? Nu, după aia am abandonat pentru că am plecat în Italia. La ce vârstă ai abandonat? La 13 ani. Și de la cât la cât ai făcut sport? De la 7 la 13. E ceva. Tu știi foarte bine ce înseamnă să faci sport de performanță. Mihai știe și mai bine ce înseamnă să faci sport de performanță. Păi, tata, Gabi... Și mi se pare foarte urât din partea voastră să anulați toată munca și toată strădania unui om. Depinde de valori. Despre asta e vorba. Pentru ei, ceea ce a realizat Roberto nu este o valoare. Clar. Despre asta e vorba. Și nu-i obligă nimeni. Andreea, aș vrea să te întreb, pe tine. Una este să faci ce înseamnă să fii om? Știi ce înseamnă să fii om? Am greșit. Și nu e vorba doar înainte de task, pentru că și după task ai aruncat cu anumite vorbe, da? Și înainte de task ai aruncat cu anumite vorbe, task-ul v-a făcut să le spuneți mai urât, exact așa cum le simțiți. Ideea e că v-ați mai aruncat cu vorbe în stânga și dreapta și după v-ați cerut scuze sau ați spus că ați greșit. Și nu puteți să faceți asta de fiecare dată. Voi aici trebuie, asta trebuie să înțelegeți. Ca și atunci când îți ceri scuze și spui că nu simți să o faci. Și atunci e degeaba. Într-un fel sau altul. Adică înseamnă că tot aia crezi despre persoana respectivă, că nimeni nu o să-ți schimbe părerea și că în final pentru tine, Roberto, tot asta înseamnă. Când Zei și-a cerut scuze și a spus am greșit, și nu s-a pus. Dar la voi trebuie să se pună acum și trebuie ca toată lumea să accepte că voi sunteți așa cum ați fost. Dar a spus cineva că trebuie să se pună. Am zis da, am greșit, am luat-o prea personal, dar nu a zis nimeni că trebuie să se pună. Dar ce înseamnă a lua personal? Am luat prea personal task-ul acesta. Ați fost prea competitivi? Cam rău. Nu, da, cam mult. Deci să înțeleg că voi pentru anumite lucruri călcați pe cadavre, nu? Cam așa sună. Eu cred că genul acesta de task-uri definește caracterul fiecăruia și cu asta cred că am spus totul. Da. Și aș mai vrea un lucru, să vă rog personal. Ok, dacă aveți ceva cu persoana respectivă, spuneți-i persoanei respective, dar nu vă luați de educația voastră, nu vă luați de cei 7 ani de acasă. Știi care e treaba? Că poți să spui și într-un mod plăcut. Adică te deranjează adevărat. Ceva, nu trebuie să jignești, da. Ca la ușa cortului. Gândiți-vă că și Roberto are o mamă și probabil că și dânsa suferă așa cum ar suferi și mamele voastre dacă ați fi puse în situația asta. Nu cred că mamei tale, Hatice, i-ar plăcea să audă pe cineva spunând că îți lipsesc cei 7 ani de acasă sau că ești needucată sau că ești nulă sau cine este acest dar nimeni. Dar mama știe ce sunt pentru ea și... Da, până la mama... Da, dar a suferit la fiecare comentariu sau da. Fiecare discuție. Dar și eu am primit fiecare insult direct sau indirect și l-am primit. Hatice, Hatice, tocmai că și ție ți-a fost greu în casă, în momentul în care ție ți-e greu în casă, nu, tu ceri ceva, tu judești cu dublă măsură. Tu vrei să ți se dea respect, dar la rândul tău nu ești dispusă să oferi respect.
Hatice, eu cred că ar trebui să-ți faci o autoanaliză și după aceea să mai discutăm. Serios vorbesc. Să te uiți în oglindă și să vezi dacă într-adevăr este ceea ce trebuie, felul în care tu te comporți. Important e că v-ați dat seama că ați greșit. Dar de aici și până a spune de fiecare dată îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău, s-ar putea să vină o vreme când toată lumea să vă întoarcă spatele și să spună toată lumea în cor și nouă ne pare rău. Dacă gândiți-vă la asta. Au greșit, o să vedem în timp, că e ușor să zici, ok, depun armele, am greșit. Da. Cu siguranță așa va fi. Până la mama Roberta și până la mamele de acasă, aveți niște doamne și în casă și trebuia să vă gândiți și la doamna Livia, care trăiește cu voi aici, de bine de rău a fost și voi alături, cum a fost fiecăruia de aici în parte. Și mie mi s-a rupt sufletul să o văd astăzi în live plângând. Pentru ce? Adică, efectiv, nu are nicio vină. Și am văzut atâtea imagini în care doamna Livia vă dădea sfaturi și lua în brațe pe Mihai și așa mai departe. Adică e vorba despre un respect, pentru că și doamna Livia a contribuit la cei 7 ani de acasă lui, da, Roberto. Da, dar în același timp și doamna Livia știe cine este Roberto și doamna Livia n-ar trebui să plecați urechea la toate lucrurile care se spun despre Roberto, pentru că, na, se mai spun răutăți și asta este. Răutățile, până la urmă, fac parte și din viața noastră. Nu? Da, da, s-au adunat prea multe. Doamna Livia, dacă ar fi să le adun eu pe toate de la voi toți, n-aș mai veni aici. Da, uite că mai vin, ce să fac. Iar eu aș vrea să vă spun un lucru. Îmi pare rău că te văd tristă, Hatice. Și aș vrea să te văd la fel de tristă și în momentul în care jignești data viitoare sau să nu mai existe momentul ăsta de tristețe niciodată. Asta mi-ar plăcea, cu adevărat. Doamne ajută! Doamne ajută.